Dragi prieteni, vă salut la o nouă ediție Meseriașii, de data aceasta de aici, de la Școala Profesională din Criuleni, o instituție modernă care de aproape 5 decenii pregătește muncitori calificați pentru economia națională. Recunosc că astăzi vreau să încredințez microfonul la unul sau la câțiva elevi pentru această excursie prin sălile de clasă și atelierile practice, pentru că mai bine decât ei nimeni nu cunoaște școala pe interior, poate doar domnul director. Rămâneți aproape, Meseriașii în acțiune! Sigur, vă ajut. Bună ziua, mine mă cheamă Daniela, sunt eleva Școlii Profesionale Criuleni. Sunt anul 2 la operator și o să vă fac o mini-excursie prin școala noastră ca să vă arăt ce specialități frumoase și minunate avem în școală la noi. Ce lecții ai? Limba română. Dar acum suntem la pauză și o să telefonez profesoara și o să-mi cer voie. Cer voie să ne însoțești. Cine învață la voi în instituție? La noi în școală sunt mai multe profesii, dar la momentul de față avem operatori, croitorese, țincuitori, plăcători și tot așa avem și mecanici și suduri, dar la momentul de față, din păcate, doar anul 2 și 3 a rămas, anul 1 nu este la momentul de față. Prin ce este școala voastră prietenoasă sau atractivă pentru ele? Este destul de atractivă, avem mulți elevi care sunt destul de prietenoși, fiecare grupă este ca o familie. Profesorii sunt foarte dispuși față de elevi și cred că majoritatea elevilor care termină acum clasa 9, eu le-aș propune și aș fi foarte bucuroasă ca ei să vină la noi la școală, ca să fiu mai mulți elevi și școala să se dezvolte cu atât mai mult, să fie bancă. Câți elevi sunteți azi în școală? La momentul de față 287 de elevi, dacă nu mă greșesc. Ce condiții aveți voi? Condițiile sunt destul de bune. Noi avem locuri în cămin. Căminul e chiar în spatele nostru și 1 și 2. La momentul de față suntem amenajați toate cursurile, toți elevii. Suntem doar într-un cămin, pentru că căminul 2 este ocupat cu refugiații. Voi aveți refugiați? Faceți voluntariat? V-ați implicat și voi? Puneți umărul, îi susțineți, îi ajutați? Sigur, noi ne stărâim să fim prietenoși și să ajutăm persoanele care au nevoie în ajutorul nostru. Suntem în instituția publică Școala Profesională din orașul Criuleni, care este alcătuită din două blocuri de studii. Avem două cămini în care trăiesc copiii noștri, avem cantină, avem sală de sport. Sunt atelierele care sunt amplasate aici pe teritoriul instituției de învățământ și avem ateliere care sunt amplasate la baza de producere. Școala profesională din orașul Criuleni are o gamă întreagă de meserii care sunt puse la dispoziția tuturor absolvenților de gimnazii. Avem operatori la întreținerea tehnică a calculatoarelor, croitorese, cusătorese, mecanici auto, redresori, caroserii, electrogazosudori, montatori, placatori mozaicari, tencuitori zugravi, tencuitori placatori cu plăci, lemnari, tâmplari, dulgheri și în instituția noastră sunt mai multe secții sportive, sunt activități ce țin de diferite cercuri de activitate artistică care sunt propuse inclusiv de elevii instituției și mai activează un cerc ceea ce ține de activitatea operatorilor care se mai numește robotică. În instituție sunt mai mult de 100 de lucrători, dintre care sunt 47 de cadre didactice, ceilalți sunt personalul auxiliar. O cantină cu 3 mese gratuit. Burse pentru toți elevii, parteneriate și proiecte și condiții foarte bune pentru a fi o școală prietenoasă elevilor. Deci, vedeți, toți pereții acestea sunt făcuți de elevii școlii noastre, de tincuitorii care sunt la noi în școală. Frumos. La momentul de față, noi ne străduim să fim într-un pas cu toată Europa și dezvoltăm fix așa și cu tombiroane, cu ecologia. Învățați să sortați corect. Da, ne-am străduit să învățăm ca școala noastră să fie informată despre toate lucrurile acestea. Pe partea stângă vedem un costum național confecționat de fetele de la croitorese. Este destul de frumos făcut într-un stil nou, făcut de fete. El s-a străduit, mai sunt careva, dar nu s-a amenajat toate. Și tot așa, în colțul celălalt, vedem alte lucrări. O expoziție. Da, o expoziție de lucrări.
făcute tot de fete, de croitorese. Majoritatea lucrurilor ele se ocupă cu așa ceva. Acesta este unul din atelierile noastre. Doamna Luba Cazacu este meșter instructor al croitoreselor și predă în școala noastră mai mult de 40 de ani deja. Foarte frumos! A fi cusătoreasă e foarte binevenită în ziua de astăzi, pentru că tot timpul vom avea loc de lucru și respectiv un salariu decent. Ai regretat vreodată că ai venit la această meserie? Mi-a plăcut să cos, să am creativitate. E interesant profesia. Prin ce anume ți-a fost interesantă? Faci modele de haine, coși ce îți place ție, primești lucrarea finală, te bucuri și tu și clientul. Ce calități trebuie să dețină o croitoreasă? Răbdare, creativitate și dorința de a face ceva nou, frumos și combinabil pentru toți. Cum ai ales tu o croitorie? Mătușa mea e croitoreasă și m-a îndrumat să aleg meseria croitoriei, că e foarte bine plătită și întotdeauna ai de lucru. Tatiana, continuă, te rog, frasa. Ai ales să fii croitoreasă pentru că... Când eram mai mică, toate hainele mamei le-am stricat și am făcut haine la păpuș și când am crescut mare, nu a fost problemă cu profesia. Prin ce este frumoasă această profesie? Îți poți face un model haine care îl dorești tu, poți fi deosebită, poți fi specială în creațiile care le creăm noi. Ana, iar tu acum la ce lucrezi? Eu acum lucrez la scurtă, pentru că avem modulul 8, confecționarea pe sprijin pe umeri, confecționarea scurtei. Și eu acum lucrez cu fermoara scurtă. Și îți vine greu să lucrezi? E, uneori e greu, uneori ușor. Doamna Cazacu, așa trebuie să arăți o lucrare finală deja? Lucrarea finală încă nu e finalizată, dar la ziua de astăzi trebuie să arăți așa. Are sistem de închidere ascuns, cu fermoară, are buzunare pe fermoare, reliefe, da, el e ascuns. Noi special l-am făcut pentru că fermoarele, mă rog, poate să fie și deschise și închise. Da. La finele zilei de astăzi, așa trebuie să arăt lucrarea. Și cum s-au descurcat fetele în perioada de online? Perioada online noi am avut lucrări teoretice, ei au venit deja la practică cu tipare, modelate noi, cu ușurință am croit și am prelucrat. Aceștia sunt viitorii modelieri, dar acum vom merge spre operatorii, suport tehnic, operatori introducere, prelucrare și validarea datelor, unde studiez și eu la momentul de față. Aici este locul unde mă simt cel mai bine din toată școala. Aici lucrează la moment de față colegii mei, operatori, doar că e anul întâi. Pe partea stângă de la mine vedeți un panou cu telefoane. La noi în școală este o strictă regulă că niciun elev nu, la lecție trebuie să fie atent doar la profesor, nu în telefoanele sale. Responsabil de atelierul operatorului este domnul Dumitru Ierhan, care ne ghidează și ne ajută să tindem și să învățăm o profesie mai bună. Suntem noi cei mai buni? Avem condiții destul de bune să studiem această profesie? Da, sunteți cei mai buni deoarece ați ales această meserie. Unii puteți învăța foarte multe lucruri interesante din tehnologii informaționale, din structura calculatorilor, din birotică și rețelistică. Ca la finele acestei meserii să puteți să vă angajați cu ușurință în câmpul muncii, unde specialitatea voastră la moment este foarte și foarte întrebată. Atelierul este dotat cu toate cele necesare, respectiv de datoria noastră este ținut ca să vă ghidăm și să vă ajutăm să obțineți o specialitate bună. Eu știu unde pot să lucrez în continuare după ce finalizez aici, dar ar dori și voi să știți unde putem să lucrăm noi și ce locuri de muncă putem să avem. După finalizarea acestei meserii, puteți vă angajați în domeniul de servirii tehnicii de calcul, în mai multe sfere ale tehnologiilor informaționale și respectiv în ceea ce ține de birou, birotica.
Și de asemenea, după finalizarea specialității date, elevii poate să ducă mai departe să-și prelungească meseria dată în instituțiile superioare de învățământ. Domnul Arhan, sunt la momentul de față careva absolvenți care s-au deschis propria afacere în domeniul dat? Da. Da. Sunt și elevi care, după ce au finalizat, au deschis cu succes întreprinderilor de web design, care elaborează site-uri web. Cu alte cuvinte, școala profesională este o șansă de afirmare pentru fiecare. De mic mi-a plăcut întotdeauna calculatorul și anul acesta am venit aici pentru că să aflu cât mai multe lucruri noi și această meserie este bine plătită în viața de zi cu zi, am ales și alegerea mea aparține. Studiind în primul an, am învățat multe lucruri noi. În primul rând este utilizarea pachetului Office pentru calculator și utilizarea datelor pentru aranjarea și sortarea și filtrarea lor. În al doilea rând am făcut cunoștință cu Word, care îmi oferea capabilități pentru editarea textului și deja cred că spre sfârșitul semestrului voi lua cunoștință cu pachetul PowerPoint. Am ales această profesie pentru că mă pricep, este interesantă, este o profesie de viitor și viitorul nostru aparține domeniului TIC. După ce am terminat serviciul militar, am decis în continuu studiile și am ales profesia de operator în școala profesională Creuleni. Am ales această profesie pentru că tehnologia modernă avansează și tot mai mult viața noastră se bazează pe internet. Aceasta este o profesie bună și pentru fete și pentru băieți. Într-adevăr, profesia de operator este o profesie de viitor care ne deschide mai multe oportunități în viață. Noi suntem creativi. Joacă asta un rol important în formarea noastră ca specialiști? Sigur că joacă un mare rol creativitatea pentru un specialist în domeniu, deoarece creativitatea îi permite fiecărui specialist să creeze lucruri valoroase, lucruri colosale. În era digitală, acum când roboții sunt peste tot, se simte necesitatea unui om creativ, se simte necesitatea de a crea ceva frumos, ceva măreț. Iată, puteți să vă uitați la unele lucruri a elevilor care au creat aceste lucruri în afara orilor de instruire practică. Elevii au încercat să-și dezvolte creativitatea și vedeți ce lucruri măreți s-au obținut. Iată, puteți să admirați această expoziție a elevilor. Cum am zis mai înainte, la școala noastră se studiază mai multe specialități, una dintre ele este mecanic auto. Chiar aici, în fața noastră, este atelierul la mecanici, atelierul de practică. Unde sunt băieți puternici și interesați de mașini. Veniți din toată Republica! La instruirea practică am studiat modulul mentenanța organelor de conducere, care include sistemul de direcție și sistemul de frânare. Tema de astăzi la instruirea practică este de a repara sistemul de frânare. Ca să putem exploata un automobil pe drumuri naționale, internaționale, trebuie să avem grijă să-l întreținem. Ca să-l întreținem, ce include? Metode de întreținere, de a schimba la timp, plăcuțele de frână, filtrele de ulei, filtrele de salon. Astăzi, tema de astăzi este reparația sistemului de frânare. Schimbăm plăcuțele de frână. Ne împărțim în două grupe ca să evaluăm ce am învățat la instruirea modulară. Arătăm la instruirea practică. Schimbăm plăcuțele de frână. Sunteți pregătiți, băieți? Da, da. Start!
Bravo! Stop concurs! Trecem la loc. Am finalizat testul de astăzi, repararea plăcuțelor de frână. Echipa din partea dreaptă a fost mai ageră. Echipa din partea stângă trebuie mai tău. Vezi, băieți, de lucru. Dar așa, în general, bravo. Mai avem de lucru la demontarea sau montarea roții. Bravo! Sunt mândră de tine. Știam că echipa ta o să câștige. Se vede că ți-ai ales profesia cu inimă. Mi-am ales această profesie deoarece de mic copil visez ca să deschid un service al meu și iubesc foarte tare mașinile, iubesc viteza, iubesc ca să intru în toate chestiile astea, să văd ceva nou, să aflu din ce cauză s-a defectat ceva sau din ce cauză să totul merge bine. Și vreau ca să dau unele sfaturi altor persoane. Într-adevăr, este o binecuvântare să ai în familie un mecanic auto, deoarece știi că mașina permanentă este reparată și viața ta este în siguranță. Radu, de ce ai ales această profesie? E o profesie bine plătită. Îmi place să desfac, să repar înapoi. Îmi place automobilul. Dimitel a început să mă ocup cu automobilul. Și ies rublul mare, ies bani mulți. Care sunt planurile tale de viitor? Să termin acești 2 ani de profesie, să deschid un service, să îmi fac o familie, să pot să o întrețin. Ce zic colegii tăi? Am ales profesia asta deoarece îmi place să repar, să mă... Mi-a zis taică-mi, o să plec în viață, o să-ți prindă bine, că nu o să pleci la oraș, de exemplu, să-ți dai bani să-ți facă mașina, deoarece poți să o faci singur acasă, că nu o să spui să plătești la altcineva. Mai bine pui banii în buzunar decât să dai la altcineva. Îmi plac mașinile, îmi place să repar motoare, să aud sunt cum lucrează motorul. Noi în viață trebuie să facem ce și îmi place, iar mie asta îmi place să fac. La început am vrut să fiu lemnar, dar pentru că locurile au fost ocupate, am venit la mecanic auto pentru a studia mai departe. Mecanic auto este o meserie pentru bărbați adevărați. Sunt fericit că sunt aici în școală. Elevii noștri care vin să studiez la școala profesională din Crivuleni, care vor să devină specialiști pe viitor, ca să poată întreține familia. Noi în atelier didactic de practică avem elevator avem toate condițiile pentru instruirea practică și pentru instruirea teoretică. Avem cei mai buni specialiști în domeniu, profesori, mecanici, maestri profesori. Atelierul didactic este echipat cu elevator pentru ridicarea automobilului, set de chei, instrumente de chei, mostre, motoare, diferite piese, ca elevul, după ce finalizează școala profesională, să se poată încadra ușor în câmpul muncii. Director, la începutul emisiunii a afirmat că în școala profesională din Crivuleni sunt condiții foarte bune de trai și studii și că suntem o instituție prietenoasă și atractivă. Prin ce? Imediat cum pășești pe teritoriul instituției de învățământ, vedeți realizările elevilor noștri, începând cu fântânița, cu cerbul, cu copacul care a fost realizat cu concursul partenerilor noștri și elevilor noștri. Iată, chiar și aici, balustrada aceasta este exact confecționată împreună cu partenerii noștri și cu elevii noștri. Toate ușile care sunt în instituția de învățământ sunt confecționate de lemnarii noștri educați aici și instruiți. Chiar și Eminescu, unde scrie foarte clar că suntem români și punctum, este realizată cu concursul partenerilor noștri și cu concursul elevilor. Toate acestea ne vorbesc despre faptul că noi pregătim o generație de meseriași foarte buni și că pe piața muncii ei vor fi cei care vor aduce contribuția la dezvoltarea țării noastre, Republica Moldova.
doamna Galina, vă place la noi? Da, aveți o școală modernă, o școală luminoasă, spațioasă, frumoasă. Unde suntem? Unde suntem? În atelierul tinguitorilor Zugrad. Toate lucrările care le-ați văzut mai recent în școala noastră sunt făcuți chiar de ei și de absolvenții tot acestei profesii. Aceasta este doamna Natalia Golban, directorul adjunct al școlii noastre. Doamna Natalia, aici este gălăgie. Este o lecție deschisă? Nu este o lecție deschisă, este o lecție din studiu de practică obișnuită, unde elevii își demonstrează abilitățile sale practice, adică cei ce au studiat la lecțiile din studiu teoretică, ei aplică deja în practică. La moment, deci trec modulul 6, modulul 5, îmi cer scuze, termoizolarea cu plăci de polistiren, pentru că scopul, obiectivul principal până la urmă a școlii noastre este ca să dezvoltăm în elevi acele abilități profesionale pe care ei trebuie să le capete în decurs de 3 sau 2 ani de studii cât învață la noi. Cadrele didactice de la noi din școală se străduie ca copiii noștri să înțeleagă cât mai bine tema atât la instituția teoretică cât la instituția practică, ca să-și poată aplica acele abilități nu doar în cadrul lecțiilor din studii practică, dar și în viața sa de zi cu zi, în viața cotidiană. Pentru că la moment, la noi în Republica Moldova este o necesitate foarte mare de meseriași, atât în domeniul construcțiilor, cât și în alte domenii. Și școala noastră face tot posibilul ca să educăm acești meseriași, ca ei să devină nu doar profesioniști în meseria lor, dar să devină și oameni cu literă mare. Doamna Gașper, cum dezvoltați spiritul de echipă la elevii dumneavoastră? Vreau să zic că spiritul elevilor, noi astăzi am hotărât să încercăm să lucrăm în echipe, ca să le fie mai ușor la construcții să lucreze în echipă, fiindcă unul face o etapă de lucru, a doilea face a doua etapă, a treilea, tot așa pe parcurs, ca ei să lucreze într-adevăr în echipă și fiecare să fie ocupat, nu unul să lucreze, iar altul a doi, trei să privească. Asta este și ca o motivare azi, ca o, să vedem care sunt mai harnici, care sunt mai energici și mai inițiativă de lucru mai sporită. Care este sarcina lor de lucru pe azi? Sarcina echipelor de lucru astăzi este montarea plăcilor termoizolante pe adezive. Lucrând în echipă, un elev măsoară, taie placa de polistiren, altul prepară mortarul, al treilea montează placa la perete și iată în așa echip, fel ei lucrează în echipă. Vasile, cum știi că acest adeziv este bun sau nu? Adezivul, dacă este slab, nu se ține de șpaclu, se prelinge. Dar dacă este bun, apoi el se ține bine de șpaclu. Ești sigur de montarea plăcilor? Da, sunt încrezut că merge fixarea cu dibru a plăcilor. Apoi armarea stratului. Iar tu cu ce te ocupi? Mă uit, verific dacă peretele plăcii care le-am pus, să vedem dacă este drepte și le-am instalat ca lumea. Da, nu, tu de ce ai ales această meserie? Eu am ales această meserie pentru că părinții mei tot se ocupă cu așa ceva și mie tot ne-a plăcut și vreau să merg în urmele lor. Peste 10 ani unde te vezi? Peste 10 ani cred că o să deschid eu de-am o afacere și cred că să am mulți lucrători care să vor să vie la mine și să realizăm lucrări de construcție. Te vezi propriul tău șef? Da, dacă să lucrez bine și o să dau interesul la așa ceva, cred că o să pot să îndeplinesc dorința. Nu bine, dar calitativ. Tu precis ai fost inspirat alegându-ți această profesie știind că ele-s două? Da, desigur. Am fost de acord pentru că știu că voi termina școală, voi ieși cu două meserii, placarea și tincuirea. E greu, e ușor, e interesant? Nu e greu, de interesant este foarte tare.
des ore sunt lecții noi. Tu termini anul 2, ce poți să faci la moment? Pot încui în pereții, pot face termoizolarea. Știu multe aplicări materialelor decorative și turnarea pardoselilor. Care a fost scopul lecției de azi? Scopul lecției de astăzi a fost să îndeplinească câteva etape de lucru. Și Iulieri aș dori să îmi spună care etape s-au îndeplinit astăzi la lecție. Astăzi am folosit etapele de lucru, pregătirea suprafeții, pregătirea plăcilor de polistiren, pregătirea adezivului, aplicarea adezivului pe plăci de polistiren, montarea și tasarea plăcilor. Lecția viitoare vom continua etapele de lucru. Fixarea suplimentară a plăcilor de polistiren cu dibluri, armarea plăcilor de izolare și controlul calității lucrului îndeplinit. Astăzi ați îndeplinit etapele de lucru foarte bine, ați conlucrat în echipă, prietenos și ați făcut un lucru bun. Și alte specialități, una dintre ele este electrogazosudormântător. Acesta este unul din atelierele noastre. Tot așa mai avem și templar dolghier. Dar asta rămâne pentru data viitoare, pentru că suntem la final de emisiune. Mulțumim frumos, Daniela Spătar, te-ai descurcat astăzi pe post de reporter meseriaș. Eu sunt Galina Codreanu, redactor producător, și vă dau întâlnire sâmbătă viitoare tot aici la Moldova 1. Până atunci, nu uitați, oportunitățile nu apar niciodată singure, noi le construim.